După ani și ani, mă voi întoarce, bineînțeles că e noapte. După ani și ani, poate voi veni. Vai, cât, serios, pui mei, păi și atunci trebuie să mutăm ăsta, mă. LGG2. LGG2. Iștoc. Bun, pă mă, fraților, ajunsărăm aici la spawn. Ia să punem aici un ăsta furat. 17 milioane jumate. Wow. Doar atât, nu pot să cred. Dar ce are asta, mă? Poate să facă cafea? Nu poate. Trebuie să mă duc rapid să mai fur de undeva un... mă? Un nivel. Oare dacă atac un zombie pigment de aici am dat nivel? ce rău sunt. Așa, și pe aia venim la spawn și ne... ne facem târnăcopul de diamant. Nu! Nu! Ce ai făcut? Nu! A dat un gast și a spart scara. Aoleu. Bă. Nu! Nu! Blesteme! Și dă în continuare, m-a prins. Așa, așa, așa. Nu, nu aici, nu aici. You do not see me. Ai, mă, ai, mă, în pui mei, v-ați gândit voi să faceți la 110 în pana mea? Uzar. Am măcar un flinte steel, am. N-am cum că mă vede. Ai, mă. Am suficient de niște scări. Câte scări mi-e de aici, din bețele astea? 6 scări. Nu o să fie suficient. Tot acolo e, mă, nene. Bă, ești nebun, PSUS, mi se vede cerul în Nether. Cât de epic. Că nu se încarcă anumite porțiuni și se vede cerul. Stai chill, stai blând, șezi blând. Poți să mănânc pe scară? Aaa, tătic. Da, de ce? Stai așa, stai așa. Repede, mai repede. De ce m-am mișcat atât de încet? Dă-i cu Nender Pearl. Hide, hide, hide. Știu că vrei. Să vedeți și voi eventual, oameni buni. Așa. Oh, a fost perfect, a fost perfect. Bun, în partea aia este către Adi și în partea asta, dacă mă ține sprintul până acolo, suntem noi. Ok, deci trebuie să sincronizez ăla de la spawn, corect? Și să mut la 110. Da. Ce să facem? Faci, că doar de. Bun, dragii mei. Am zis, hai să încep să construiesc, domne, aici, în Nether. Bineînțeles că am murit pe drum încoace, s-au dus 29 de niveluri. Am un gast, doi gast. Și mai era unul într-o parte. Da, deci... Bine, data e fermă. Da. Ziceai tu că vrei să-mi arăți... la Ganicus acolo sau cum ziceai că vrei să-mi arăți? Păi... Fii atent că eu vin prin, Nether la el. Ce? O să vin prin Nether la el în bază. Ba nu, stai mă că atunci. Știu unde e, că m-a dus odată. N-am înțeles. Știu unde e aia de scheleți, că m-a dus odată acolo. Na, pe atunci... Mă rog, aproximativ. Să-mi iau... dar o să aibă și arcuri și chestii acolo, este? Da. Tătic, deci nu mai mă chinui să caut de un arc. Doar mă duc cu târnăcopul și sper să ajung. Da, dacă vrei îți pot da power 2 în breaking 3-uri de-astea. Nu, power 2 în breaking 2, scuze. Cam asta am și eu acum la mine.
stai să mă uit într-un chest. Să văd dacă găsesc, că am, pur și simplu am găsit de la multe, numai că le-am, ori le-am lăsat să se ducă pe țeavă în jos, ori. Cum adică pe țeavă în jos, noi? Adică pe hopper. Ce hopper? N-am înțeles. Are un hopper acolo sau cum? Mai multe, ca să nu mai tot colectăm noi. Oricum și așa colectez și dacă nu vrei și dacă vrei. Și le arunc automat într-un zi. Mai multe chest, uite, power 2 and breaking 2. Hai că ți-am găsit și un arc, chiar ok. Durabilitate nu mai are chiar așa mult, mai are 88. Hai, e destul pentru ce trebuie ție. Mhm. Că numai pentru... Și zici practic să-mi iau cărți, că asta ar fi... Ha? Dacă am chef... cărți. Dacă am chef să stau pe acolo. Stai așa să mă gândesc unde am... Oricum acum mai fac și un pic și după te las și pe tine. Am posibilitatea să-mi fac 5 cărți. Dacă vrei, pot împrumuta eu cărți. Câte vrei, că n-am treabă cu ele. 5 ori 3 fac 15, este? 5 ori 3? Oare? Ia. Așa, am făcut rost de 5 cărți. Ăsta de diamant e la mine. Să-mi pun aici asta. Nu că aș avea nevoie, dar să fie. Da, domnule, și hai să mergem la Adi. Bun, dragii mei, am ajuns la nenea Ganicus aici. Ia uitați ce căsuță și-a tras. O serie copioasă de înjurători. Da. Dar nu prin Nether. Foarte, foarte prost pus portalul din, de la spawn din Nether. Foarte, incredibil de prost pus. Dar domnule, de ce nu vi-l puneți singur? Bă, dacă aș putea, bă, să ajung și să, mă rog, lasă-mă, nu mă nerva. Nu mă supăra și tu acum iar. Oh, God. Bye. Stai că nu priceless. Deși am auzit în 15 minute. Nu pot. Și el zicea că eu vorbesc urât. Stai, mă, că nu mai știu pe unde are omul ăsta spawner-ul. Nu eram aici. Hai, o serie de înjurături și ajungi. Da. Chiar aș putea să mă duc la casa lui Sky acum. Și-a conectat portalul. Leap of Faith. A, da, pe el. Am dat un Leap of Faith și am picat. Și de unde am căzut? De aici. No, cred că m-am pierdut. Nu prea ai cum să te pierzi super evident locul. A, te pleznesc. Ceva de genul, nu e, n-ai cum să fii atât de prost încât să te pierzi. Well, dacă tu crezi chestia asta, Sky... Mi-e frică, aș sparge asta de aici, dar mi-e frică. Tu temea să nu mai spui ca exul ăsta. 30 de mii, tu te mă de aici. Bun, deci ești acasă. Pe aici pe undeva, dar cum ajung aici? Unde pisice cartea aia de efficiency? Stai că m-am întors de unde am plecat. What the? Bă, cum ajung? Ah, stai că îmi văd aici niște chestii. Să mor. Iau MV-ul cu mine. Nu. Cum să-mi schimb bindurile? Hai, pira, stai. Apăs pe C ca să sparg și mă enervează la culme. Pe unde l-a băgat, mă, nene? Hai, căluțule, nu turba, că nu vă spune la gură, bă, băiatul, că băi, deci sunt fix deasupra... celor două turnuri, mă, dar nu știu puii mei unde, cum se ajunge în, deci pe ăsta se urcă, ceea ce înseamnă că pe aici, prin ăsta pe undeva. Păi și de coborât. Păi că nu duci prea bine. Ce? Păi că nu duci prea bine. Exact, știi. A, cum să fii atât de prost, că e atât de evident. Dar chiar e destul de evident. Să mănânci tu mie evidența. Stai că vin acum să te ajut. Nu e pe aici. Ai, ce tare. Asta este, intru în jos prin podea, n-am ce să-i fac. Bă, nu mă, ho, că acum vin. Doamne, pune cel mai rău caz pauză la video, nu-i strica la om casa.
Dar nu-i stric asta, mă duc, intru prin tavan atât de tot. Sărane. Sărane ești tu. Nu-ți fie rușine. Omul te lasă să folosești chestia lui. Nu știu dacă te lasă, dar te lasă să folosești chestia lui și tu intri prin tavan, mă? Nasol, știu. Dacă eu m-aș duce la tine acasă și aș intra prin tavan, ce ai face? Da, mă, știu, într-adevăr, nasol. Dacă vedem o gaură prin tavanul ăsta, prin tavanul Luadi, începem și noi, mergem la, acasă la Sky și intrăm prin perete. Așa e dreptate. Acum sunt la o secundă distanță, nu înțeleg ce te tot stresezi. Vai, cât am de... Cum pui mei să ajungi, mă, mâncați așa aici? Folosești cumva ăla roșu? Ăla roșu. Adică... Îți dai seama că are un X-ray device chiar în afara curții și te puteai uita prin chestia aia să vezi unde e spawnerul, nu? N-am ajuns într-un punct, dar nu pot să realizez ce e aici. Bun, băi, important e că am găsit, știi? Ce? Important e că am găsit aici spawnerul. L-ai găsit? Dockshore, așa, și unde-i locul de AFK? Nu există un loc de AFK. Cum nu există, mă? Putu-i! Vorbește-mă frumos. Aha, gata, da, am văzut un... spawnerul. Mamă, cât de șmecher are pe aici a făcut. Ești un belit. De ce, mă? Mai am o vrețulică. De ce, mă? Pentru că am căzut prin gaură, ai făcut-o pe tine. Nu, iată, era atât de evidentă, cum de-ai putut să n-o vezi? Păi, a crezut că e așa mare. De fapt, deci nu pot să cred că ai putut să pici printr-o gaură atât de evidentă. Ei, am văzut-o, numai că am vrut să cad prin ea. Da, absolut, absolut. Da. Așa, te lăudai că ai niște, de-astea, o carte șmecheră, nu știu ce. Ce carte șmecheră? Infinity 1, ia uite, atât ăsta e. Power 3. Salvadi. Cărți înșentate by Ganicus. Păi da, înșentate de el, da. Mamă, ce armuri pe aici! Iron chestplate, protection 1, fii atent! Ce râs, mă? Mamă, tu știi că până acum noi tot chestii... Săbi și chestii tari și tu vii aici ca peasant cu... Fără nimic, tași din gură! Peasant ești tu! Genial! Asta e Fortune 3, mă? Nu. Pickaxe. Oh, level 11. 11 mai trebuie să fac un super pickaxe. Perfect. După va trebui să folosesc un de-asta ca să-l numesc. Da, după ce le stric. Punch. A, da, apropo. Dacă vrei să te învăț niște chestii cu reparatul, să-mi zici că știu niște șmecherii. Ia zi, mă. Nu, e chestia că, de exemplu, dacă un item nu-l numești înainte să vrei să-l repare pentru prima oară, o să-ți ia foarte, foarte mult reparatul. Ori să-ți dea super expensive, ori super mult. Sau dacă enchantezi și după vrei să-l numești, de fapt bine, ideea ar fi că de fiecare dată când vrei să-l repar, dacă nu e numit, îți crește numărul de nivele. Păi da, când îl repari prima dată, îi dai și nume. Cel mai bine e să-l numești înainte să-l enchantezi. Dar, dacă în cazul că... Oricum o să-ți ia vreo 30 de nivele să-l numești. Plus că o să-ți dea tu expensive, cred. Ăsta e singurul anvil, să înțeleg, nu? Da? Ăsta să înțeleg că e singurul anvil. Ăla e anvilul meu, l-am adus de acasă. Păi și aici nu mai are și el un alt anvil? Nope. Dacă am terminat, folosește pe mine. Mare chestie. 18 niveluri, uhuu! Mă lași te rog frumos să vor 12 sau 11, nu, 11, încă 9 nivele. Hai, bagă-te. Ca să-mi termin pickaxe-ul să mă pot duce la minat. Eu mă pun aici lângă spawner, că poate se spawnează mai repede. Eu am văzut că merge bine să mă spawnez, uite, pe scările astea dacă stau aici. Poftim, asta era tău, ți l-am păstrat. Am breaking 2, power 2. Sexy time, gata? Da, că mai am încă 3 nivele, nu, încă 6 nivele. Bă, ce și-a făcut Adi pe aici, mă?
Da, știu și mie, mi-a plăcut. Așa mă, ia zi, pe unde era intrarea super obvious? Era super obvious, da, exact de unde am început tu să sapi, dacă te duceai tot în față, era exact acolo, hai să-ți arăt. Era un dead end acolo. Hai să-ți arăt. Uite, hai aici. Hai. Așa. Era cobblestone peste tot, deci era destul de evident, nu de alta. Uite, tu ai început să sapi de aici. De acolo. De unde? Deci ăsta e... Uite, tu exact acolo ai săpat. Tu te-ai gândit, uite, am găsit cobblestone-ul, hai să nu mă duc și după cobblestone. Uite, exact aici. A, gata, erai tomnit, nu? Uite, hai să mergem pe calea principală. Wow, calea principală, după... pare a fi un dead end. Ne ducem pe cealaltă parte, nu? Unde e mai mult cobblestone. Pui, ci că e super obvious, mâncați, așa, hai mă, lasă-mă, e prima am găsit-o. Da, bine, uite-te, bine. După vezi stone slab, oare unde-i? Mm-hmm. Bine, asta a fost cam gândirea mea când am găsit-o prima dată. Tu cu ce le dai cu pumnul? Cu orice. N-are rost să dai cu altceva. Îți mai trebuie anvil-ul? Da! Păi mai are vreunul pe aici? Eu cu ce fac în zi? Repair și combinații și chestii. Păi, la ce se ție repair? La armura de iron? Bă, păi nu vreau mă să combin niște arcuri ca să fac și eu un arc. Da, astea nu cred că le poți combina foarte bine. Merge să le combine acolo un pic așa. Da, să văd, îți dă foarte mult prețul, dar ok. Aqua Affinity pe arc, gata, ăsta-i. No, păi atunci ți-l las aici, asta e. Păi doamna, unde asta ce zici? Ce să-mi lași? Chestia asta, envy-ul ăsta, mă. Ah, da, mersi, ești un scump. Hai că mai pun un chest ca să mai pot pune arcul de astea. No, așa, atunci, și tu îmi spui mie că ăștia pică de aici. Mai trebuie și cărți? Dacă ai cărți, da, sigur. Bine. Ui, ce șmecher, bă. Mamă, și-a făcut Adi aici la... Uhu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 
Mă simt ca un copil în magazinul de dulciuri. Bun, dragii mei, vă mulțumim pentru atenția acordată. Iar am uitat să vă cer like la începutul videoclipului, că doar de... Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare! Salut!